avut primul sărut. Am, dacă ne-ar aminti. Cine este iubita ta? N-am furat din magazin. Pe fratele tău nu l-ai bătut niciodată? N-am tras un pârț în public. Mama, dacă ceva, asta a fost din grafar. N-am sentimente pentru Jasmina. Nu trebuie să răspund? Dar tu despre Stas. Voi ați întrebat, noi răspundem. Astăzi facem Am-N-Am, Jasmina împreună cu Stas. Întrebările noi le-am luat de pe Instagram, acolo unde le-ați scris voi. Și avem telefoane pe care scrie N-Am și Am. Și eu am aici 55 de întrebări pregătite pentru acești tineri. Sunteți pregătiți pentru răspunsuri picante? Atunci să începem cu prima întrebare. Să începem. Am sau n-am avut primul sărut. Dar nu vorbim de mămica asta cu când te-a sărut. Stai. Acum și cum aflu adevărul. Eu am. Când eram la grădiniță. Eram mititel. Fără mitic, fără mititel. Eu nici nu ne amintesc să se întâmple ceva. De ce? Înseamnă că n-am. Cred că n-am. N-am. Eu sunt mai experimentat. Încă de la grădiniță, wow! Voi trebuie să răspundeți. Am, n-am citit Biblia pentru copii. Am. Am făcut asta de vreo 2 ori. Este o Biblie care noi citim fiecare seară și am citit-o de 3 ori până la capăt. Eu am. Am făcut de 2 ori încă acasă când la cocare. Da. Ok, bravo. Am, n-am spionat pe cineva. Stai. Eu am. Eu cât vă zic, stați că știu că era un moment, dar nu mă țin mie, dar spune că am. Știu că am făcut asta. Deci ce vreau să zic, de ce am? Pentru că odată când trăiam la un apartament, acolo era o curte și ne jucam cu fetele. Și odată o fată se comporta straniu și noi cu fetele ne jucam că o urmăream și o urmăream ce face. Eu cam tot așa, numai că eram acasă, că asta s-a întâmplat cu fratele meu. Când eram, asta de mult, când eram amintei și Ian ascundea, nu știu, îi lua bani, ascundea și pur și simplu mă uitam dintr-o parte, din cameră, mă uitam unde ascundea banii. Unde ascundea banii. Ascundea banii, da? N-am furat din magazin. Furat? Da! Am, dacă ne-ar aminti. Și ce-am furat? O bomboană. O bomboană? Am luat-o și am pus-o în gură, și am fugit din magazin. Foarte interesant! Descoperim niște adevăruri foarte picante. Următoarea întrebare. Am, n-am bătut pe cineva. Bătut în sensul... Bătut. Am. N-ai bătut pe nimeni? Nu. Nu. Dar tu stați la campionat. La campionat. Clar, tot-i clar. A scăpat. Că fratele tău nu l-ai bătut niciodată? L-am prins. Am, n-am iubit sau iubite. Stas. Am, n-am iubite. Tu am, n-am iubit. Facem amândoi să facem aparte. 3, 4. Eu o să zic n-am, o să vă explic de ce. Nu, eu mai departe, eu scop. Iubit sau iubit, asta înseamnă că, de exemplu, nu știu, se pupă, se îmbrățișează, ceva de genul. Eu așa am închipul, dar... Nu ai avut așa ceva. Cam de vreme. Stop, dar tu ai scris am. Am. Cine este iubita ta? Mama. Iubita asta e mama, da. Eu nu cred că se calculează, dar las. Să spunem... n-am. N-ai, da? N-am. Totuși te-ai conformat cu Jasmina, am înțeles. Da. Am, n-am tras un pârț în public. 1, 2, 3. Serios? Când? E când? Aș spune-mi 2020. Op. Ora aceea, ziua aceea, locația minuta, aceea. Secundă, milisecunda. Dar cine era acolo? Știți că i-a făcut pârță. Cine n-a făcut asta niciodată în public să scrie în comentarii, că suntem curioși să vedem. Eu cred că e un lucru fiziologic și toți o fac. N-am furat bani de la părinți. Nu spune, nu. A, ok. N-am? N-ai furat? N-am. N-am. Bravo! Eu pentru asta vă zic să puneți like, pentru că sunt foarte bravo. Întrebarea mai neobișnuită de la urmăritorii noștri. N-am spălat pisica bunilor și apoi am pus-o la uscat pe ața de uscat rufe. Criminalism. Eu nici pisică n-am avut niciodată de asta. Opa, cineva se gândește. N-ai făcut asta? Nu, adică... Chinui pisică, doamne. Are uneori pisica care o vine mereu la ei în curte, dar... Nu e. Nici ei cred că niciodată nu o spală. Spală sunt repetânsă. Îți dă și iaz. Am înțeles. N-am făcut pipi în pantaloni și nimeni nu știa asta. Dar când eram mic. Ok, odată, eram în prima clasă și nu știu de ce noi vorbeam cu colegii și eu așa de tare m-am râs că fie că am făcut în pantaloni. Wow! Eu nu știam asta, serios! Secret? N-am cântat în duș. Odată, dar să de mod, nu, odată, dar să nu a fost tare de mod. Auzi o muzică și spui tu, da. Dacă ești cântăreț, ești cântăreț și în duș. Da, de asta. Bun. Talentul merge pe stări. Uau! Întrebare interesantă, la care și eu pot să răspund scurt. Deci, n-am fugit de acasă. Mama, dacă ceva, asta a fost din greșeală. Eu n-am vrut să fac asta special. Asta a fost de din instinct, așa. Nu, dar eu nu mi-aduc aminte. Nu a avut unde să fugă. Dar eu am fugit. N-a avut motiv de ce să fugă. Eu am fugit odată la grădiniță, să răspund și eu la această întrebare. Pentru că de la grădiniță, ok, nu de acasă, vroiam foarte tare mere și câteva stații care le-ai merge cu trolebuzul, m-am dus la tatăl meu la serviciu. Aveam în jur de 4 anișori. N-am vrut să locuiască Stas împreună cu noi. Adică, asta e întrebare pentru Jasmina, dar haide să răspundă și Stas, dacă a vrut sau nu a vrut Jasmina să locuiască cu ei. Să fie în familie? Da, să locuiască la ei. La ei acasă să fie, să trăiești la ei acasă o perioadă de mai mult timp. Eu asta vreau. Eu nu sunt potrivă. Cred că da, dar dacă să rămân așa pe un an... Nu, pe un an de-am... N-am făcut pipi în piscină. Așa au fost întrebările. Eu asta nu vreau să răspund. Nu vrei să răspunzi? Să zic? Noi deja știm răspunsul. Mi se pare că odată. Sau de vreo 5... Oi, odată. Odată am făcut asta. Nu ți minte, dar știu că a fost. A fost așa caz când am încălzit un pic piscina. Nu mai vreau să mai cumpăr bazinul. Apoi era prea rece și un pic a trebuit încălzit. Te-ai încălzit. Bun. N-am mâncat la cineva în ospeție și nu mi-a plăcut, dar din politețe am mințit spunând că îmi place. Adică odată era așa caz, nu știu sincer. La bunica și mai des, orez cu carne. Nu-ți place orezul cu carne? Orezul nu, carnea da. Eu mă gândeam că tu la noi ai mâncat ceva și nu ți-a plăcut. Nu a fost să facem. Nu a fost? Ok, dar nu sunt sigură. Bun. N-am învățat să cânt la vreun instrument muzical. Nu, eu am, pentru că am avut câteva lecții de gitară. Și... Ce ai învățat? Da. Ce bă? Ok. Ce bă mă țin minte? Și la bunica ei sunt pian și eu uneori din pe internet mă uit cum să cânt un credit și așa, niște nori. Așa, un picureț știu. N-am fost îndrăgostit sau îndrăgostită? Noi, întrebările voastre, a fost de... Poate sunteți, nu știu. Am fost și ok, stați, da, o fost și este. O să răspund am, pentru că încă ne amintesc că eram la, sau la grădiniță sau la școală, îmi pare că la grădiniță. Și nu știu de ce mi-am părea, era un băiat și îmi părea că mi-am place de el și... N-am scăpat telefonul în toaletă. În toaletă nu, în apă da. Nu. Nu. Dacă vorbim în toaletă, anume în viciom, nu. Asta nu a fost. Dar în apă da. N-am mințit că am fost undeva, dar de fapt n-am fost în acel loc. N-am? Adică să zic în fel, eu merg la magazin, dar de fapt n-am mers la magazin, am mers nu știu. La o cafenea, de exemplu, te-ai dus. Da? Nu, așa nu e. Odată s-a întâmplat, dar nu știu dacă s-a socat, pentru că am spus că mă duc la magazin, dar m-am răzgândit și nu m-am dus. S-a socat? Hai spunem că n-am. N-am. Ok. N-am alergie la ceva. Nu, bra, la mine e stronger tot. Nu am alergie la nică. Alergia la mine nu merge. Parcă nu, n-am. Nu, eu că Justina nu are alergie la nimic. N-am plâns la un film. Poate fost ceva emoții, da? N-am. Nu știu că... Ceva de genul. Adică era... Nu ne amintesc la ce ne uitam, dar era un pic mai emoțional și... Lacrimă, două, poate eu curs, dar nu știu că... A fost ceva nu ai bocit, ok, la mine a fost ceva nu este. N-am visat că am sărutat o persoană. N-am. Ce întrebări vă interesați pe voi? Și... Cât să ne viețui. N-am intrat într-o casă părăsită. Am să nu mai intru niciodată. Părăsită adică nimeni nu trăiește în el. Nu trăiești. Poate da, dar acolo era un bomb. Păi și pus tu ai fost pe filmatul filmare, ți-ai minte că? Da. Nu, eu zic ca fa. La general l-am fost, dar nu mai vreau. Mai departe, continuăm. N-am vorbit urât unul despre celălalt. În sens... Tu despre Jasmina și Jasmina despre tine. Eu spun n-am. Nu, la mine nu a fost. N-am. Nu, da? Nu, sincer am. Prietenii nu trebuie să vorbească urât unul despre celălalt. Corect. Bine! Stas a făcut... A făcut pârți în public. N-am sentimente pentru Jasmina. Tu trebuie să răspunzi. Dar tu despre Stas. Sunt lucruri care e mai personale, așa? Da. Nu vrea să-l divulgi. Începeți intrați, dar nu-i place. Așa, pe mizmă. La mine cam e cam stai că nu-ți primești. E cam tot, pe mizmă. N-am jignit pe cineva. N-am, asta n-am făcut, stop. Bravo! Nu vă cred. Ok, vezi mai departe. N-am! Scrieți în comentarii, credeți sau nu? Nu. Bine? Uite. N-am luat dulciuri pe ascuns atunci când părinții nu vedeau. Aha! N-am nici intenții să fac asta pentru că am destul bani să-mi cumpăr și bombani de asta. N-am. N-am făcut asta. Aș răspunde așa... Opa! Eu explic! Hai, explică! Uneori, dacă rămâne în dulap sau în frigider ceva dulce, că de obicei mănâncă repede. Și uneori, dacă eu așa vreau să mănânc ceva gustos și așa, ciocolată, o, bomboane, nu-i. Se întâmplă că eu o cumpăr, peste o oră mă uit, vreau să-mi iau și eu la o cafeluță, nu mai iese. Trebuie să te duci încă o dată să o cumperi. Ok, n-am. Trebuie să pui în, nu știu, să fiu în bancă, în supământ, în bunker. Periculoasă, Jasmina, periculoasă. N-am băut alcool. Alcool? Acela... Asta poate fi șampanie, vin, coniac. De cele? Băuturi tari, bere, tot e alcool. Încă alcool de sau... Nu, eu n-am băut. Poate, nu că n-am băut, dar n-am dovedit. Nici nu vreau să dovedesc, nici nu... N-am reușit, da? Nici nu vreau să gust, sincer. Nu am niciun interes de față de asta. N-am găsit un portofel pe stradă și am păstrat banii. N-am, pentru că nici n-am găsit portofel pe stradă. De atâta n-am păstrat banii. N-am căzut din copac. din copac, de ce mai mățchi din copac? Să mă urc și într-o scat? Să mai... Da, să te urci și scat. Eu totuși nici nu m-am urcat în copac, uite. Da. N-am. Nu, n-am. N-am, cred că... Am urcat în copac, dar n-am chisat. Fratele meu a căzut și a nimerit la spital. Am dat cu capul de masă. La mine s-a întâmplat odată când ne-a căzut. Am intrat în casă și eram cu cheile în buzunar și cheile au căzut sub masă. Eu am pus capul acasă sub masă, am ridicat capul, am dat un cap de asta. De asta da, am, odată s-a întâmplat. Dar cu fruntea, ați dat vreodată? Dar cu fruntea, ați dat? Dar cum fruntea? Îți dă capul. Așa, nu știu, m-am enervat, dă capul masă. Trebuie să scrieți în comentarii ce repetiție m-am enervat, am dat capul masă. Nu, e că așa nu s-a întâmplat. Adică dacă așa, de exemplu, sub masă și așa să dai apoi... Cum o masă? Da. A dacă așa să faci cu capul, cred că nu. Special nu. Nu, n-am, la mine... Scrieți în comentarii ce peripeții ați avut voi. De ce ați dat și voi cu capul? Eu mergeam odată și noaptea, mă uitam în telefon și am dat cu capul într-un... Stâlp. Într-un indicator. Cum a fi la... Cum a fi la poc? Care scrie stop, parcă pentru că stop. Oprește-te! Și m-a stopat. Asta înseamnă când mergeți pe stradă, nu stați cu fața în telefon. N-am ascuns lucruri sub pat sau în dulap când mi s-a cerut să fac ordine în camera mea. Nu, pentru că la mine patul e sus, nu jos. De asta dacă să ascund ceva sub pat, sub pat e masa, birou, genți, n-am unde să ascund, de asta nu. Poate în dulap? N-am. Ai ascuns eu, nu? Ca să faci parădii la tot grămadă, e bucșit acolo. A, că m-am spus să faci curaj, am luat toate hainele, hă? Da, da. Dulap, marș! Da, da, da. Da, și odată. Făcut așa? Vreo 20 de ori pe zi. Vreo 20 de ori pe zi, asta nu se întâmplă în fiecare zi. N-am scris secrete într-un jurnal. Jurnal? Eu jurnal n-am. Într-un caiet, într-un jurnal. N-am. În primul rând că nu am scris, în al doilea rând că n-am carte. Eu dat în telefonul meu, mai vechi care acum e Melissa, am făcut așa o chestie. Acolo unei înregistrări, eu am făcut o înregistrare și am scris în fel secretul Răsvinei. Special că cineva, de exemplu, ia telefonul meu și caută ceva să găsească în el. Și apasă în înregistrări, apasă pe înregistrare aceea și acolo era scris în înregistrare și acum eu zic. Ce îmi vine telefonul meu? Închide acum telefonul și pune unde l-ai pus. Bine l-a luat, da? Bine l-a luat. Hai, mai departe. N-am căzut din pat. Băi, dacă eu chic din pat, gata. Asta dacă eu chic de acolo, o să mă mai trezesc, de asta la mine nu se întâmplă. Două variante, cum eu am putut să cad. Sau că eu vreau să mă așez pe pat și m-am prea departe am fost de pat. Sau odată m-am pus la margine și apoi și am căzut. N-am fost vreodată internat sau internată în spital. N-am. Am. Când eram mic. Ce să-mi dau? Când m-am născut. Mai departe. Tu ai fost internat când ai fost... M-am născut prematur. Nu, mi-am amintesc când tu ai fost opărit cu apă fierbinte. Ți-ai minte? Asta a fost chiar de mai multe ori, nu odată. Odată când m-am născut prematur, am fost în spital internat și odată când m-am fript cu apă. De asta, Stas este o minune, el a fost fript foarte mult procentaj, foarte mare, dar a căzut cratița cu apă fierbinte pe sine. Și era foarte, dar ca prin minune a rămas, într-adevăr, asta minune de la Dumnezeu, a rămas în viață. Da. Și n-are nici încă nicio pată aproape, da? Nici o urmă. Doar aceea, asta e minune. Doar asta, dar așa trebuie și eu. Eu nu, adică... Poate doar că m-am născut, stăteam în spital, dar asta... Nu, internat, adică dacă ești bolnav, știi ce ai pus. Tu n-ai fost niciodată, iubita. Adică dacă nu aveam febră, un piculeță, păi stăteam un pic acasă și îmi trecea. N-am purtat două șosete diferite. Încă de câte ori? Pentru că ne amintesc că odată sau două ori s-a întâmplat așa, că eu era doi ciorapi aproape identici, dar era de la diferite perechi și am luat un ciorap alb. Să zicem alb cu dunci negri și alb cu dunci verzi, dar fiindcă erau în grămadă cu ciorap, am luat și apoi, stai, sunt diferite culori. După aici copii. N-am vorbit cu voce tare cu jucăriile mele. Eu nici nu am jucării. Pentru că... Nu, că erai micuț. Nu. Îmi mai mic. Și cred că fetele au mai multe jucării cu care ar putea vorbi. Da. Eu vorbesc singur cu mine, nu vorbesc cu jucării. Ui. N-am făcut. Eu să zic am. Eu încă ne-am uitat că este așa. Eu când eram la tine, tu față de mine vorbeai cu papura. Da? Cum? Asta o leacă de mai mult, dar eu țin. Am a dormit într-un loc, dar m-am trezit în altul. Da, eu am adormit, stop. Am adormit în mafină și m-am trezit în pat. De-am și ne-am tărit până acasă. Nu mă țin minte, încă de multe ori așa s-a întâmplat. De exemplu, ne-am pus să ne uităm un film în camera la părinți și acolo am adormit și mă trezesc deja în patul meu, pentru că sau tăticul, adică mai mult tăticul, da. Tăticul mă aduce și pe mine în pat. Eu cred că noi toți am adormit undeva într-un loc și ne-am trezit în alt loc. Când eram bebeluș, ieșeam la plimbare, am adormit într-un loc și ne-am trezit în alt. Dar eu când eram mică, m-am trezit la picioarele părinților mei în pat, dar nu știu cum am ajuns acolo, nu țin minte deloc cum am ajuns. Am zis dimineața, dormim la picioarele lor, dar nu țin minte cum am ajuns acolo. Bun, este următoarea întrebare la care eu știu ce va răspunde Jasmina. Am inventat un limbaj secret. Noi cum am zis, am inventat un limbaj scris, nu așa cum, nu știu, să vorbim. Noi făceam aeroglife, parcă, și noi, asta e litera A, asta e litera B. Și acum noi știm cum e lisa limbajul ăsta. Un limbaj nou? Doamne, la mine tot a fost dacă eram mic. Acestea au fost întrebările voastre, vă mulțumim că ați fost receptivi și scrieți în comentarii cum mi s-a părut, cine a fost mai sincer, Jasmina sau Stas? Și scrieți în comentarii dacă am apăsat pe butonul de abonare. Și încă scrieți în comentarii am apăsat pe butonul de like. Da.